După multe alte încercări, oameni buni, am reușit să fac rost de un nou tutorial. Deci bine v-am regăsit la un nou tutorial pe canalul Sneak. Dacă nu știați, eu sunt Sneak, iar astăzi o să vă arăt, oameni buni. Fiți, vă rog, atenți. Astăzi o să vă arăt cum să faceți cel mai bun sandwich, oameni buni. Deci vreau să fiți foarte atenți, altfel tutorialul nu va funcționa. Fiți, vă rog, foarte atenți, altfel tutorialul nu va funcționa. Sunteți gata? Haideți! Pentru început aveți nevoie de masă, dacă se poate să fie, bineînțeles, din o plată, dacă poate să aibă textura lemnului, s-ar fi foarte bine. Ca e primul ingredient, bineînțeles, avem nevoie de pâine, se cumpără de la Profi, la reducere, bineînțeles, altfel nu cumpărăm pâine de asta, cumpărăm la 1 leu. După ce luăm pâinea, bă, dar nu focalizează. Pentru al doilea ingredient, vă rog frumos, nu băgați în seamă chestiile astea, nu știu ce s-a întâmplat cu ele, avem nevoie de chestii de astea de la Bila. După cum puteți vedea, am fost sponsorizat de către ei să fac asta. Ceasa, pastram, uleiul, nu avem, mă, de asta avem nevoie. Iar pentru al treilea ingredient, oameni buni, vă rog să fiți foarte atenți. Pentru al treilea ingredient, uleiul, oameni buni, avem nevoie de brânză, oameni buni. Dacă nu veți avea astfel de brânză, tutorial nu va funcționa, nu are cum să funcționeze, oameni, dacă nu aveți brânză de burduf aici, capră, 25 de lei, jumătate de kil. Bineînțeles, după ce dăm astea la o parte, avem nevoie de cel mai important lucru, oameni buni. Avem nevoie de un aparat care face sandvișuri Platinum. Am fost sponsorizat de către ei să fac un sandviș, să vă fac un tutorial. Dacă nu veți cumpăra acest aparat, bineînțeles, nu va funcționa tutorialul, așa că vreau să fiți foarte. După o foarte scurtă pauză publicitară, se poate observa cum am tăiat fragmentele de brânză. Țin să menționez că dacă nu veți tăia în acest fel brânza, s-ar putea ca tutorialul să nu aibă efect pentru că va scădea automat din calitatea sandvișului. După cum puteți. Băi, sus, lol, salut frate, stai mai așa. După cum putem vedea, am, bineînțeles, un sandwich nu este complet dacă nu avem aici, băi, sos fărm, ce n-ai, băi, sos fărm. Dacă nu veți avea de asta sfărâmată, țin să menționez, tutorialul nu va funcționa. Avem aici una dintre cele mai bune, uitați ce textură firavare. Doamne, zici că e slob. Să continuăm, punem câte una, câte două. De fapt, v-aș recomanda să puneți câte una dacă aveți un buget redus. Nu vrem ca să mâncăm doar o dată sandwich-uri, vrem să mâncăm de mai multe ori, așa că să punem câte una pentru că nu ne prea permite. Momentan este foarte bine să punem câte una, ascultați. Dacă vreți din nou ca tutorialul să funcționeze, avem nevoie să tăiem încă una jumătate. După cum puteți vedea, eu fac cu o singură mână pentru că sunt un pic mai profesionist, dar voi dacă sunteți la început, câte. Băi, cred că am tăiat masa, ce am făcut? Bă, nicio problemă, tot ce avem de făcut trebuie să punem încă una jumătate pentru că aparent am întrebat-o pe mami și ne permite buget, după care următorul și ultimul, de fapt penultimul pas, oameni buni, trebuie să puneți exact așa. Altfel, oameni buni, tutorial nu va funcționa dacă nu puneți așa, ascultați-mă și puneți așa cât funcționeze tutorialul. Iar acum avem două sandvișuri babane aici, ia uite, salut, și îl vom deschide pe prietenul nostru din care am fost sponsorizați ca să pot să fac aceste sandvișuri, bineînțeles, le pun aici cu foarte mare exactitate, oameni buni. Dacă nu le puneți exact așa, tutorialul s-ar putea să nu aibă efect, pentru că stratosfera, sfer, the fuck. După cum se prea poate vedea, avem aici acest sandwich maker din care am fost sponsorizați, oameni buni. Nu uitați, tutorial nu va funcționa dacă nu faceți exact ca mine. Vă rog să vă concentrați toată chakra pe acest sandwich maker care este puțin usuros. Am fost sponsorizat, nu este nicio problemă, dacă îl stricăm vom primi altul. Dar ascultați-mă, tutorialul nu va funcționa dacă nu faceți la fel. Oameni buni, ascultați-mă, tot ce trebuie să faceți este ca să așteptați ca acest beculeț să devină ca acesta. Practic se metamorfozează acest beculeț și va deveni și el un beculeț mult mai bun, se va transforma, va crește. După cum putem vedea aici, firma de la care am fost sponsorizat, am primit acest sandwich maker sau cum dracu se numește. Este o marcă foarte bună, ținând cont că este gratis. Eu o să mai pot face alte sandvișuri, însă de voi, dacă nu veți asculta, trebuie să repet, nu o să vă mai puteți face alte sandvișuri și trebuie să repet, tutorialul nu va funcționa. Așa e brânză? Așa-i! Este complicată, este complicată! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Tutorialul chiar a funcționat, uitați-vă la texturi! Uai, ce frige să. După cum putem vedea, oameni buni, tutorialul este complet gata și este gratis. Nu uitați, dacă nu veți face la fel ca mine, tutorialul nu va avea efect. Așa că țin să vă spun poftă bună și nu uitați, tutorialul nu va avea efect dacă nu veți face ca mine.